La întoarcerea lotului olimpic pe aeroport, medalia câștigată nu e la gâtul tău, e la gâtul acestei puștoaice drăguțe. Eu bănuiesc cine e, dar este de la Olimpiada de la Los Angeles. De la Los Angeles, da, deja Ivona avea aproape 7 ani, Ivona este fetița. fetița mea, da, și de data asta a acceptat să poarte medale la gât, pentru că era de aur și ăsta de fapt a fost ultimul moment al meu ca sportiv. Deci după Olimpiadă m-am și retras, pentru că atunci studiind și fotografiile și filmulețele care au existat, mi s-a părut că am fost cum să spun, forțat să câștig, adică mi s-a părut că am dat totul ca să câștig această medalie. Și atunci a fost și hotărârea mea de a mă retrage, pentru că făcând socoteala am zis că până la Seul sunt 4 ani totuși. Chiar dacă ieșeam o dată sau de 2 ori campion mondial, am zis că retragerea mea nu putea să fie decât cu un aur olimpic, așa cum am și început cu Mexic.